mergătorul lui, pentru păcatele noastre, iubitorul de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și cururea și în vecii vecilor. Amin. Către glasul celui ce strigă în pustiu, gătiți calea Domnului. Să răspătește și va răspăti, El va veni și ne va mântui. Atunci se vor deschide ochii celor lor și urechile celor tuturor auzind. Atunci va sări și chiopul ca cerul și... Ia faceasta curățire sufletelor și trupurilor, tuturor celor ce o vor lua cu credință și vor gusta din trânsa, pentru ca să ne vrednicim noi să ne umplem de sfințenie, prin gustarea din apa aceasta cu venirea cea nevăzută a Duhului Sfânt. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Miluiește Dumnezeu să o dăm! Ție, Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dar viitorile de oameni împărate, vină și acum cu bucurarea Sfântului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta.
Dragii mei, ne-au adunat număr atât de mare aici. Înainte de a începe să invităm concurenții pe stadion, vreau să vă prezint. Este format din Petrescu Dorin, Stan Ion și Pană Constantin, iar președintele juriului este domnul Șoldan Gheorghe. Acum începem concursul. Cel mai frumos atelaj o să intre pe stadion. Atelajul numărul 1. Acum invit atelajul cu numărul 2. Arun Filviu și Calul Crist. Deosebit de frumos, aș de asemenea extraordinar. Invit să intre pe stadion atelajul cu numărul 5. Frumos, foarte bine împodobit, foarte bine întreținut și un atelaj de asemenea. Oricum, juriul va avea astăzi o misiune foarte... Dacă e să mă întrebați pe mine. Atelajul cu numărul 7 are 2 conducători. Cu numărul 10, Babiță Dorinel și Lili, îi invităm și ei pe stadion. Am aceeași rugăminte, cei care intră pe stadion să aibă grijă la ceilalți concurenți. Deja am zona de concurs a aglomerat cu atelaje superbe. Cu numărul 11, Vlad Auraș și Dida, îi invită superbe. Cu numărul 12, Bizdadea Mariu cu Rândunica și Cristi, îi așteptăm și pe ei aici în zona de concurs. Cu numărul 14 avem Osanie, e specifică sezonului, Burlacul Constantin și al lui armăsar Hercule. Misiunea juriului devine din ce în ce mai grea, pentru că avem niște atelaje extraordinare, niște cai superbi. Dan Costel și asta iapă Cristina. Foarte bine, Carioca, foarte bine! Așa, Răzvane, bravo! Ține mai până zăpadă să-ți meargă mai bine! Să facă reușim puțin să loc, să nu avem încă parte de accidente. Atelaje, cai, hamuri și gospodari de funte la această bobotează, lucru care se și vede, și încercăm să o ducem de la un an la altul această tradiție fără să piară. Aflăm pe stadionul municipal din Fetești și participăm la 14-a ediție a sărbătorii de bobotează. O tradiție care, această sărbătoare a devenit o tradiție a municipiului nostru. Și după cum vedeți, avem foarte mulți participanți la concursul organizat cu această ocazie de către noi. Mă bucur că astăzi, într-un număr așa de mare, sunt foarte mulți concurenți și
vă urez succes și cel mai bun să câștigi. Pe 6 ianuarie trebuie să venim aici la stadion să vedem aceste frumoase exemplare, aceste frumoase atelaje, pentru că ușor, ușor tradițiile se pierd, iar pe cele pe care încă le mai păstrăm. Sunt impresionat ca de fiecare dată de frumusețea animalelor, de cai, de călăreți, preocuparea care există în zonă pentru această manifestare. Chiar după ce s-a anunțat că este a 14-a ediție, ne-am făcut cumva un remember și eu am participat la 10 din ele, așa că în fiecare an pe agenda de 6 ianuarie sunt prezent la Fetești la această frumoasă manifestare. Profit de acest interviu la locul faptei, ca să spun așa, să vă zic și eu tuturor celor care îi cheamă Ion pentru ziua de mâine multă sănătate și la mulți ani și de ce nu un an mult mai bun și mai liniștit pentru toată lumea. Vă mulțumesc! La această secțiune contează foarte mult cum este pregătit calul, cum se comportă, de asemenea este foarte important și călărețul, ca să știe lumea care sunt condițiile pentru a obține locul întâi la această secțiune. Înainte cu numărul 1 în concurs este Stoica Mihai și Apa Maia, cu numărul 2 la prezentare Popescu Silviu și Aris. Aris este alături de Maia, o să-i vedeți pe amândoi. Cu numărul 3 este Trască Răzvan și Calul Fluture. Cu numărul 4, Trască Robert și poneiul său minunat Guță. Cu numărul 5 în concurs, Mocanu Marius și al său cal Ianis. Cu numărul 6, Mărgărit Ciprian și Varmășarul Fantastic. Cu numărul 7, Dumitru, Adiță și... Acum se este de-al doilea concurent, Ornean Ionuț cu Tarzan. O să invităm și pe ei aici în zona de concurs. Foarte puternic carul celui de-al doilea concurent a reușit să tragă utilajul. Mai are foarte, foarte, foarte puțin. Gata! Bine trage utilajul calul Cristi. Extraordinar! Sunt curios să vedem care sunt rezultatele, care sunt timpii pentru a ști cine a câștigat această probă. Așteptăm în continuare să intre toți concurenții pentru a putea începe festivitatea de premiere. O să-i rog, după ce locul întâi la cel mai frumos atelaj a fost obținut de Popescu Marian, îl așteptăm aici în zona de premiere să-și primească premiul. Locul al doilea de cu Ionuț și Apa Corina și locul al treilea, Burlacul Constantin cu al său cal Hercule. În concurs au avut numerele 1, 9 și 14.
Hai, Verică! Ciorme! Gata, o, stai numai acolo. Stai mor. Uite, la fanel în mână. Bravo, fanele! Bravo! Bravo, fanele! Bravo! Fanele! Îți de mine, tată. Bravo, fanele! Asta vreau să zic. Chiriac Ștefan, n-am mai sărit niciodată. Încă o dată, încă o dată. Chiriac Ștefan, n-am mai sărit niciodată. Și ești bucuros? Da. Și fric. Și fric. Bravo, felicitări. Fric, cum să nu-i fie fric? Dacă ai intrat în apă. Trebuie să-i fie fric. Nu ești cătrem. Mă lasă un pic, lasă că nu are treabă. Nu pleca fanele, nu pleca la lucru ca să-ți facem. Nu mă întrebați acum!